istorie țării și au dat tonalitate amintirilor, ca să nu uităm de unde am pornit și cine suntem. Bună! Bună ziua! Cum vă numiți? Nikita Grecu. Așa, de unde veniți? Venim tocmai de la Capulul Dragostea cea mai dulce. Unde dragostea cea mai dulce? Da, după cum îmi spune când. Chiar din Cahul? Da. Ia să ne povestiți despre familia dumneavoastră. Am avut prima femeie. M-am despărțit cu Olea, că-i trece cu mălul. Am luat-o la a doua femeie, am de-a mea a patrulea an cu ea, mulțumesc. Îmi dă dos idei sărătate, mă subțin și eu o subțin. De la 9 ani am început să cânt. M-am dus la Moldova, are talent, mi-a părut bine. Vreau să spun că am mai ieșit Olea și eu prin lume. Chiar când am venit prima dată de la Chișinău, tot satul cu ei, m-au văzut pe televizor, măcar acolo la bătrânețe, dacă la tinerețe să n-am avut unde și cum. Talentul nu are vârstă și când ar fi mic, mare, el tot talent al are. Nikita, îți mulțumim pentru că ai venit la Moldova Are Talent. Da. Eu sunt convins că o petrecere o duci cap coadă câteva ore singur cu toba, frunzulița aia din gură. Mie îmi place foarte mult ceea ce faci, ești sincer. Ești sincer, ești frumos, dar din păcate nu o să poți merge mai departe. Succes și multă sănătate! Vă mulțumesc!